Hai să rugăm. Domnul, ne cerăm prezența Ta, conducerea Ta, să fii cu noi. Te rog, ajutăm să înțelegem cuvântul Tău. Ne cerăm înțelepciune de la Tine, Domnul. Te rog, pune-ți de parte de noi, vrășmașii noștri, spiritual, și ne cerăm Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzim. Ajută eu și Bogdan să vorbim clar și după voia Ta. În numele Iisus ne rugăm. Amin. Deci, the plan for today, planul pentru astăzi, is to cover Romans 3:25-30. Este să acoperim Romani 3 de la 25 la 30. You want to go ahead and read the chapter? From 3. It's a, the whole chapter is good. It gives us our context. O să citim tot capitolul de la versetul 1. Care este deci întâietatea ideului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. După cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă neprihănirea noastră, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuiește mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Nici de cum, pentru că altfel cum va judeca Dumnezeu lumea? Și dacă prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el? Cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu. Toți au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este în mormânt deschis, să le slujeze limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai înainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelunge răbdarea lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur. Și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci prin credință desființăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Okay. Și încă dată, 21 până 26. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire,
ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. You have an expression in verse 26, a jertfă de ispășire. Avem o expresie în versetul 25, o jertfă de ispășire. Whom God has set forth to, in English, we have the word propitiation. It means the same. Da și nu, adică. Okay. I'm gonna expound on that word. Noi nu avem terminologie în română de propitiere. Okay. Well, I want to talk about that idea, jertfă de ispășire. Vreau să vorbim despre ideea aceasta despre jertfă de ispășire. The verse talks about Jesus being set forth as a propitiation, to be a propitiation. Versetul spune despre Isus care a fost pus înainte ca o jertfă de ispășire. Okay. God set Jesus forth to be a propitiation. Dumnezeu l-a pus pe Hristos înaintea noastră ca să fie o jertfă de ispășire. So I broke out the old ancient, I think 1828 dictionary. I broke out the old Webster's and looked up the word propitiation, which parallels with jertfă de ispășire. Am căutat într-un dicționar vechi din 1800 Webster cuvântul propitiation în engleză, care e tradus la noi ispășire. As two definitions. Și are două definiții. And they both fit here. Și amândouă se potrivesc în acest context. And, it's good for all of us. It's the act of appeasing wrath. Este actul de a îndepărta mânia. Or satisfying wrath. Sau să satisfaci mânia. Mm-hmm. And then use all kinds of old words because it's old dictionary. It also, I'm going to paraphrase the old English into contemporary English for him. Okay? O să parafrazez engleza veche în engleză. So, propitiation is the act of satisfying wrath and procuring the favor of the offended person. Deci, ispășirea aceasta este actul de a îndeplini, de a satisface mânia și de a procura pentru cel vinovat the favor of the offended person. Favoarea persoanei ofensate. So Bogdan, let's say Bogdan is wrathful justly at me. Să spunem că Bogdan este mânios într-un mod just, corect pe mine. Let's say I was cold, so I used his guitar to start a fire. Okay. Să spunem că era foarte fric și am folosit chitara lui ca să aprind focul. And he's wrathful towards me. Și e mânios pe mine. Now, propitiation, if Florin was propitious for me, acum dacă Florin ar ispăși pentru mine, he would calm Bogdan down, iar l-ar calma pe Bogdan, give him a new guitar in that place, maybe actually four of them, i-ar da o nouă chitară, de fapt patru în locul aceleia, and so change Bogdan's mind towards me, that Bogdan gives me a check to buy a new house. Și i-ar schimba inima lui Bogdan față de mine, încât Bogdan mi-ar da un cec să-mi cumpăr o casă nouă. Bogdan now is no longer wrathful with me. Acum Bogdan nu mai este mânios pe mine. All his motivations for anger were satisfied. Toate motivațiile lui pentru mânie au fost împlinite, satisfăcute. And more than that, I've entered into a relationship with him where he has favor towards me. Ba mai mult, am intrat într-o relație cu el încât are favoare față de mine. That second aspect is very important. Și acest al doilea aspect este foarte important. I mean, okay, I could ruin his guitar and he could forgive me. Okay, aș putea să-i distrug chitara și ar putea să mă ierte. But he's never going to let me next to his guitar on a cold day. Dar nu mă va mai lăsa niciodată aproape de chitara lui într-o zi friguroasă. So you see how propitiation is more than just satisfying the wrath. Deci, vedem cum ispășirea înseamnă mai mult decât doar să satisfaci mânia. It puts me into a favorable standing with a person who is wrathful towards me.
mă pune într-o situație dreaptă, favorabilă cu persoana care e mânioasă pe mine. So as a verb, a person who does that is being propitious. Și persoana care face lucrul acesta ispășește. Okay. So the second definition was in theology. A doua definiție este că în teologie. The atonement. Okay, that's great. It shows how much we're interested in developing. All right. Well, let's develop this idea because it's really nice once you understand it. Okay. So we didn't have the terms for that problem. Oh, I found this out a lot of times. I didn't have the terms in English, and yeah. All right. So propitiation biblically involves an atonement, which you use that word. Ispășirea în sens biblic implică o jertfă de ispășire. It's an atoning sacrifice offered to God to assuage the wrath, to satisfy the wrath. Este o jertfă de ispășire oferită lui Dumnezeu pentru a îndepărta, pentru a satisface mânia. The four guitars that Florin gives to Bogdan was a propitious sacrifice. It was an atonement for my foolishness. Cele patru chitări pe care Florin le dă lui Bogdan sunt o jertfă de ispășire pentru prostia pe care am făcut-o. It put away his wrath. Ele au îndepărtat mânia lui Bogdan. And causes God, so the sacrifice of Jesus Christ put away God's wrath towards us. Deci, jertfa de ispășire îndepărtează mânia lui Dumnezeu împotriva noastră. And causes God to be favorable towards us. Și îl face pe Dumnezeu să aibă o atitudine favorabilă față de noi. So Christ is the propitiation for our sins. Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. He satisfies God's wrath. El satisface mânia lui Dumnezeu. I mean, he more than satisfies it. There could be no greater payment in the whole world than the person of Jesus Christ dying in our place. Mai mult decât că o satisface, nu poate exista o plată mai mare în întregul univers decât jertfa lui Dumnezeu, lui Hristos, care a murit în locul nostru. And through it we receive God's favor. Și prin ea primim favoarea lui Dumnezeu. So I've said it 10 times, but here's one more. Am spus-o deja de 10 ori, dar o mai spun încă o dată. This idea of jertfă de ispășire. Ideea aceasta de jertfă de ispășire. God set Jesus Christ forth. Dumnezeu l-a pus pe Iisus Hristos to pay for our sins and satisfy God's wrath. Să plătească pentru păcatele noastre și să satisfacă mânia lui Dumnezeu. And more than that, procure us God's favor. Și mai mult decât atât, să ne dea nouă favoarea lui Dumnezeu. Is there anything that needs to be added to that, Nicu? No. Okay. some verses about that would be this here in Romans 3 and 1 John 2, which we'll look at later. Versete care ne vorbesc despre lucrul acesta sunt capitolul acesta 3 din Romani. Ioan 10. And John 10. Ioan 10, 1 Ioan capitolul 2. You know you have a good dictionary when they use Bible references for their definitions. Okay. So here we see two important aspects of the gospel. Deci aici vedem două aspecte importante ale Evangheliei. God has wrath. Dumnezeu are mânie. God has wrath towards all men. Dumnezeu are mânie împotriva tuturor oamenilor. Understanding this is essential to understanding the amazingness of propitiation. Și a înțelege lucrul acesta este foarte important pentru a înțelege cât de uimitoare este jertfa de ispășire. God in the person of Jesus Christ took the wrath of God in our place. Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos a luat mânia lui Dumnezeu în locul nostru. But this propitiation is not only satisfying the wrath. Dar această jertfă de ispășire nu doar satisface mânia, but gaining us favor. Dar câștigă pentru noi favoare. Adoption. Înfiere. With a God who is angry with us. Față de un Dumnezeu care era mânios împotriva noastră. When Conrad Mbewe was here, he gave an example. Când Conrad Mbewe a fost aici, a dat un exemplu. Of you breaking your neighbor's window.
Tu îi spargi geamul vecinului tău. Throw a rock through their window. Arunci o piatră prin geamul lor. Then your neighbor comes over and gives you money to buy yourself a house. Apoi vecinul tău vine la tine și îți dă bani să-ți cumpere o casă. We have broken God's law and he is very angry with us. Noi am încălcat legea lui Dumnezeu și Dumnezeu este foarte mânios împotriva noastră. He has every right to be. Și are tot dreptul să fie așa. Yet he not only forgives us our sins by dying in our place. Dar el nu doar că ne iartă păcatele murind în locul nostru. But he goes way beyond that and gives us a relationship with him. Dar merge mult mai departe și ne dă o relație cu el. Adoption to him. Ne dă înfiere. An inheritance with him. O moștenire împreună cu el. And so much, much more. Și mult, mult mai mult. This is the amazing propitiation of Jesus Christ. Aceasta este ispășirea uimitoare prin Iisus Hristos. So in 1 John 2 verses 1 and 2, în 1 Ioan capitolul 2 versetele 1 și 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Okay. These are important verses to know. Versetele acestea sunt importante de știut. Okay. So the two important aspects of the gospel are. Deci cele două aspecte importante ale Evangheliei sunt. God is wrathful. Dumnezeu este mânios. This is important. Lucrul ăsta este important. And it is neglected. Și este neglijat. But God is wrathful. Dar Dumnezeu este plin de mânie. Two, God is propitious. Al doilea este că Dumnezeu face ispășire. Okay. Regarding God's wrath, this helps me in understanding it. În legătură cu mânia lui Dumnezeu, următorul lucru mă ajută să o înțeleg. Think of some evil injustice. Gândiți-vă la o nedreptate foarte urâtă. Maybe you have a loved one who is wronged. Poate că cineva apropiat a fost nedreptățit. Stolen from. Vi s-a furat ceva. Cheated. A fost înșelat. Maybe they died because of medical malpractice. Poate că au murit printr-un malpraxis medical. Think of a rapist. Gândiți-vă la un violator. A child molester. Un om care molestează copii. Deadbeat dads who abandon their families. Bad fathers who abandoned their families. Bețivi care își abandonează familiile. Not just necessarily drunks. Just fathers who abandon their families. Familiile. Think of Ceaușescu. Gândiți-vă la Ceaușescu. Think of Hitler. Hitler. Stalin. Stalin. Think of people who have wronged you. Gândiți-vă la oameni care v-au greșit vouă personal. What emotion do you feel? Care sunt sentimentele voastre față de ei? Is it anger? Este vorba de mânie? Is it wrath? Este furie? Okay, mânie. Yeah, all right. It's easy for us to be incensed over these things because we probably haven't done them. Este ușor pentru noi să fim stârniți de aceste lucruri pentru că probabil nu le-am făcut. But God is holy and without sin. Dar Dumnezeu este sfânt, este fără păcat. Therefore, when he looks at our sins, ca urmare, atunci când se uită la păcatele noastre, that may seem mild compared to those in our environment, care poate par ușoare față de cele pe care le vedem în jurul nostru, he is full of righteous wrath. Este plin de o mânie dreaptă. We are bottom feeding fish in dirty water. Suntem ca niște pești care se hrănesc cu resturile de la fundul apei. Like som or those ugly fish. Crap. Okay? Where are those kind of fish? Suntem astfel de pești. In dirty, filthy water. În ape murdare, pline de mizerie. What we do doesn't seem so bad. Ce facem noi nu pare chiar atât de rău. As everyone else in our filthy environment is doing the same. Pentru că toți ceilalți din mediul nostru stricat fac aceleași lucruri. Yet God is so holy and clean. Totuși Dumnezeu este atât de sfânt, atât de curat. Even lying lips are an abomination in his eyes. Încât chiar buzele mincinoase sunt o urâciune înaintea lui. That makes sense? Are sens lucrul acesta? My grandfather fought against Hitler in World War II.
Bunicul meu a luptat împotriva lui Hitler în al doilea război mondial. I seem to remember that the plane he flew on shot down many Nazis. Și mi-am amintesc că avionul în care cu care a zburat a împușcat mulți naziști. We say that what he did was good. Și noi spunem că ce a făcut el este un lucru bun. I believe his plane is in a museum and they honor it. Cred că avionul lui este într-un muzeu și oamenii își aduc aminte cu onoare de el. We say what he did was good. Și noi spunem că ce a făcut el a fost un lucru bun. He fought against the axis of evil. A luptat împotriva axei răului. Here's the problem. Dar aici e problema. Unless you are a born again Christian, dacă nu ești un creștin născut din nou, you are on the enemy's side. Ești de partea dușmanului. You are on the axis of evil. Tu ești în axa aceasta a răului. Your father is the devil. Tatăl tău este diavolul. And his works you do. Și tu faci lucrările lui. He was a liar from the beginning. El a fost un mincinos de la început. And the father of it. Și tatăl minciunii. God is good to fight against you and cast yourself. God is good to fight against you. Dumnezeu este bun când luptă împotriva ta. And to cast your soul in hell. Și când aruncă sufletul tău în iad. We say my grandfather was good to fight against the Nazis. Noi spunem că bunicul a fost bun când s-a luptat împotriva naziștilor. How much more is God good to fight against us? Cu cât mai mult este Dumnezeu bun atunci când luptă împotriva noastră. To cast souls into hell. Și când aruncă suflete în iad. But. Dar. Like with all caps. Așa cu mare. God is propitious. Dumnezeu face ispășire. He is ispășire. He is. Este ispășitor. Yeah. He died in our place, taking his wrath in our place. El a murit în locul nostru și a luat mânia în locul nostru. We broke God's law, Jesus paid our fine. Noi am călcat legea lui Dumnezeu, iar Isus a plătit pedeapsa. Yet so much more than justly forgiving us. Dar mai mult decât să ne ierte într-un mod drept, by atoning for our sins, prin a face ispășire pentru păcatele noastre, paying for our sins, prin plata pentru păcatele noastre, he reconciles those who repent and believe this good news to God. El îi împacă pe cei care se pocăiesc și care cred această veste bună cu Dumnezeu. And there are tons of other blessings. Și sunt mult mai multe alte binecuvântări. God is propitious. Dumnezeu ispășește. Praise him, praise him, praise him. Să lăudăm, să lăudăm. Și să lăudăm. All this God does for us through faith in his blood. Toate lucrurile acestea Dumnezeu le face pentru noi prin credința în sângele lui. You saw that in verse 25. Și lucrul acesta l-am văzut în versetul 25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui. Through faith in his blood. Prin credința în sângele lui. Faith in the blood of Jesus. Credința în sângele lui Iisus Hristos. The one and only sacrifice that could ever forgive our sins and atone for us. Singurul sacrificiu care ar putea să plătească pentru păcatele noastre, să facă ispășire pentru noi. Trust in his blood. Aveți credință în sângele lui. Trust that Jesus is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Credeți că El este, că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii. Have faith in the blood of the Lamb. Aveți credință în sângele mielului. We have some very good verses about this. Și avem câteva versete foarte bune despre lucrul acesta. In Hebrews 11. În Evrei. I'm sorry, Hebrews 9. În Evrei capitolul 9. 11 through 28. Capitolul 9, versetul 11 la 28. Yeah, so you can go from there and then turn the page, I guess, unless you have in your Bible. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu.
Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou. Pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abatele făbutite în legământ, sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului pe care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în cer au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. I hope that helps you understand the importance of having faith in His blood and the symbolism there. Sper că lucrul acesta vă ajută să înțelegeți importanța să avem credință în sângele Lui și să înțelegem simbolismul din spatele Lui. You saw all through the Old Testament these blood offerings. Am văzut în tot Vechiul Testament aceste jertfe de sânge. And you could spend forever talking about all the comparisons to the Lord Jesus. Și am putea petrece foarte mult timp făcând toate aceste comparații cu Domnul Isus. But Jesus was the blood offering that satisfied God's wrath and paid for our sins. Dar Isus a fost jertfa de ispășire care a satisfăcut mânia lui Dumnezeu și a plătit pentru toate păcatele noastre. And procured us God's favor. Și care ne-a dat nouă favoarea lui Dumnezeu. Those other things were pictures of it. Toate celelalte lucruri sunt doar simboluri, imagini ale acestui lucru. We need to have faith in the blood of Jesus. Noi trebuie să avem credință în sângele lui Isus. Just like these people had faith in what the Lord Jesus, that God would resolve their sin problem when they sacrificed an animal. La fel cum oamenii aceștia aveau credință că Dumnezeu urma să le rezolve problema lor a păcatului în momentul în care sacrificau aceste animale. We can have faith that God did resolve the sin problem when he sacrificed himself. Noi putem avea credință că Dumnezeu a făcut deja această a rezolvat deja problema păcatelor noastre când s-a dus jertfă pe sine însuși. So, verse 25, we'll read that verse again. Vom citi din nou versetul 25. From chapter 3. Din Romani, capitolul 3. Mm-hmm. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Okay. So here we have to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. It was challenging to understand that verse in Romanian. Să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Okay. The ESV said it like this. Whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. O traducere din limba engleză, standard version. Versiunea standard de engleză spune: pe care Dumnezeu l-a pus înainte ca o jertfă de ispășire prin sângele Lui, ca să fie primit prin credință. This was to show God's righteousness. Aceasta a fost ca să arate neprihănirea lui Dumnezeu. Because in His divine forbearance, He passed over former sins. Pentru că în
îndelunga, în răbdarea lui divină, el trecuse peste păcatele făcute dinainte. Okay. So the ESV and the King James were a little different. Versiunea ESV și versiunea King James sunt puțin diferite. Not necessarily in their meaning. Nu neapărat în sensul lor. But the meaning that you could take from one. Dar în înțelesul pe care l-ai putea trage din una dintre ele. I want to talk about this idea of to declare God's righteousness for the remission of sins that are past. Vreau să vorbesc despre ideea aceasta de neprihănirea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor dinainte. Through the forbearance of God. Cu trecerea cu vederea a păcatelor dinainte. It's ordered a little different, no? I don't know. All right. This remission of sins that are past. Această iertare a păcatelor din trecut. Trecere cu vederea a păcatelor din trecut. Okay. Această trecere cu vederea a păcatelor din trecut. Was confusing for me. A fost confuză pentru mine. And hopefully none of you will have these confusions that I had. Și sper că niciunul dintre voi nu va avea această confuzie pe care eu am avut-o. Because of the language. Din cauza limbajului. But I hope that either way this is a help. Dar sper că oricum să fie de ajutor. Because it really helped me. Pentru că m-a ajutat pe mine foarte mult. This sins that are past bit is confusing in English and Romanian for me. Păcatele acestea din trecut sunt confuze pentru mine și în engleză și în română. And I'd like to clarify it for us. Și aș vrea să le clarific pentru noi. God remitting or passing over sins of the past. Când Dumnezeu trece cu vederea păcatele din trecut. It does not seem to mean that Jesus just forgives your sins before salvation and then you have to be perfect to make it to heaven. Nu înseamnă că Iisus doar iartă păcatele dinainte de mântuire și apoi trebuie să trăim o viață perfectă pentru a putea ajunge în cer. At least in English somebody could use this verse out of context to give you that idea. Cel puțin în limba engleză cineva poate să folosească versetul acesta ca să dea ideea aceasta greșită. But this makes no sense in the context of the New Testament ideas of justification. Dar lucrul acesta nu are sens în contextul ideilor din Noul Testament despre îndreptățire. Salvation. Despre mântuire. Regeneration. Regenerare. Etc. 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 Și așa mai departe. Or even the context of our verses from 1 John 2. Sau chiar în contextul versetelor din 1 Ioan capitolul 2. You remember those verses? Vă aduceți aminte de ele? Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. So you see that Jesus is helping us even forgiving us, getting us forgiveness even after we're Christians. Deci vedem că Iisus ne ajută și ne dă iertare chiar și după ce devenim creștini. So the sins that are past isn't just the sins before you become a Christian are forgiven and now you have to be perfect. Deci păcatele acestea de dinainte nu sunt doar păcatele pe care le-am făcut înainte de a deveni creștin și acum trebuie să trăim într-un mod perfect. Okay. Yes, we read that. We saw that in 1 John 2. Am văzut că în 1 Ioan capitolul 2. And in the verses we read in Hebrews. Și în versetele pe care le-am citit din Evrei. Rather by sins that are past, we seem to have two ideas here. În legătură cu păcatele din trecut, par a fi două idei. One. Prima idee. God can justly forgive people who sinned in the past under the old covenant. Dumnezeu poate ierta într-un mod drept pe oamenii care au păcătuit în timpul vechiului legământ. And we're putting their trust in Christ's atonement as a future act. Și care și-au pus încrederea în jertfa lui Hristos ca un act în viitor. Do you understand that? Înțelegeți lucrul acesta? Okay. This we see in the verses we read in Hebrews. Lucrul acesta îl vedem în versetele pe care le-am citit din Evrei. It was really helpful for me this verse 9:15. Versetul 15 din capitolul 9. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou,
pentru ca prin moartea lui, pentru răspărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. You see that idea? Vedeți ideea aceasta? Okay. Number two. Numărul 2. God was righteous in being forbearing with us and our sinful lives before we were saved by him. Dumnezeu a fost neprihănit de faptul că a trecut cu vederea păcatele noastre și viețile noastre păcătoase dinaintea momentului în care am fost mântuiți de el. Do you know how many times God should have killed me and cast me in hell before I was saved? Vă puteți imagina de câte ori Dumnezeu ar fi trebuit să mă omoare și să mă arunce în iad înainte de a fi mântuit? I say more than that, how many times he miraculously saved my life? Și mai mult decât atât, vă puteți imagina de câte ori am fost salvat într-un mod miraculos? How about you? Dar cum e cu dumneavoastră? The first time we sinned, God should have killed us. Din primul moment în care am păcătuit, Dumnezeu ar fi trebuit să ne omoare. Another way of saying forbearing is to put up with or endure. Un alt mod de a exprima trecerea aceasta cu vederea este să suporte, să accepte. You have lungă răbdare or something like that. De lungă răbdare. Yeah. Okay. God was patient with us. Dumnezeu a fost răbdător cu noi. God had long patience with his elect while they were lost and living in sin. Dumnezeu a avut îndelungă răbdare cu aleșii și săi în timp ce erau pierduți și trăiau în păcat. A good example of this would be the Apostle Paul. Și un bun exemplu pentru lucrul acesta este Apostolul Pavel, who persecuted the church, care a persecutat biserica, and now is writing this letter, și care acum scrie această scrisoare. God was righteous in putting up with the sins of the past. Dumnezeu a fost neprihănit atunci când a răbdat păcatele din trecut. This is what he would do. E lucrul pe care l-a făcut. And forgiving him. Și l-a iertat. And God is righteous with putting up with our sins of the past and that he would forgive us. Și Dumnezeu este drept atunci când a trecut cu vederea păcatele din trecutul vieții noastre și când ne-a iertat. And yet this works to people who don't turn to Christ. Și totuși lucrul acesta funcționează pentru oameni care nu se întorc la Dumnezeu. God will be made righteous on the day of judgment. Dumnezeu va fi făcut neprihănit în ziua judecății. And rather than his forbearance being something good for you, și în loc să fie un lucru bun faptul că a trecut cu vederea păcatele, it will make your punishment all the worse. Va face pedeapsa ta mai mare. Okay. Romans 3:26. Romani 3:26. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Ok. This is basically the same thing as these. So I have two different versions here. To declare I say at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Another version, it was to show his righteousness at the present time so that he might be just and the justifier of one who has faith in Jesus. It's the same, okay. When we proclaim the gospel, we proclaim God's righteousness. Când noi proclamăm Evanghelia, proclamăm neprihănirea lui Dumnezeu. We proclaim his righteousness. Proclamăm neprihănirea lui. Both as the standard we will be judged by, atât ca standard după care vom fi judecați, and as the gift he offers us. Dar și ca dar pe care el ne-l oferă. God offers us righteousness righteously. Dumnezeu ne oferă neprihănirea într-un mod neprihănit. He justifies those who have faith in Jesus justly. El îi justifică pe cei care au credință în Iisus Hristos într-un mod drept. What that means is God doesn't just overlook our sins. Lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu nu doar trece cu vederea păcatele noastre. He deals with them. El le rezolvă. If I steal your car and then stand before a judge, dacă îți fur mașina și apoi ajung în fața unui judecător, and he says to me, și el îmi spune, you know I like you, you can go free, have a nice day. Îmi place de tine, cred că poți să îți dau drumul, hai să ai o zi bună. The judge is unjust and has done you wrong by not serving justice. Judecătorul acesta este nedrept și te-a nedreptățit și pe tine pentru faptul că nu a făcut dreptate.
In the gospel, we've stolen the car by sinning. În Evanghelie, noi am furat mașina prin păcat. But the judge in love for us steps down and takes off his robes and pays our fine. Dar judecătorul acesta care ne iubește coboară din poziția lui, își dă jos haina de judecător și plătește pentru pedeapsa noastră. Thus showing his great love and righteous justice. În felul acesta își arată atât dragostea lui foarte mare, cât și neprihănirea lui. Jesus is God incarnate. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. He took off his robes of glory and became a man. El și-a dat jos hainele gloriei și a devenit un om. Though he was God, he became a humble servant. Deși era Dumnezeu, a devenit un servitor umil. And died on the cross in our place. Și a murit pe cruce în locul nostru. So that God could justly forgive us. Așa încât Dumnezeu să ne poată ierta pe noi într-un mod drept. The penalty we deserved was paid. Pentru că pedeapsa pe care noi o meritam a fost plătită. Through this God could justly forgive us. Prin aceasta Dumnezeu a putut să ne ierte pe noi într-un mod drept. Show his character of justice and love. Să-și arate caracterul lui de dreptate și dragoste. And impute to us Christ's righteousness as a gift to be received by faith in his blood. Și să pună asupra noastră neprihănirea pe care s-o primim ca un dar în dragostea lui. Which is received by faith in Christ's blood. Pe care o primim prin credința în sângele lui Iisus Hristos. The one who has faith in Jesus, cel care are credință în Iisus Hristos, is justly made righteous in the sight of God. Este făcut neprihănit în ochii lui Dumnezeu. Oh, what good news! Și oh, ce veste bună e aceasta. What a wonderfully kind and loving God. Ce Dumnezeu kind and loving. Și bun. Yeah. And what integrity. Și câtă integritate. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Romans 3:27. Romani 3:27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege a faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Okay. I have the idea that boasting is excluded. It's not allowed. Yeah. Sadus, that means? It's gone. It's gone? Okay, it's a little different than just being gone, but not allowed. În engleză, sensul când spune pricina de laudă s-a dus, spune că nu doar că s-a dus, dar e exclusă, nu este permisă. If we were to do church discipline, somebody would be excluded from our fellowship. Dacă ar fi să facem disciplină în biserică, cineva ar fi exclus din părtășia noastră. They would be not allowed. N-ar fi permis. When you have an exclusive club, only certain people can come. Când ai un grup exclusivist, doar anumite persoane pot veni. Everyone else is excluded. Toți ceilalți sunt excluși. Boasting is excluded from the Christian's mouth. Și lauda este exclusă din gura creștinului. Boasting in himself. Lauda în sine. A true Christian does not boast in himself. Un creștin adevărat nu se laudă în propria persoană. It is not allowed. Pentru că nu este permis. Under the law of works we fall so short, we have nothing to boast in. Sub legea faptelor noi suntem atât de jos încât nu avem nimic care să ne putem lăuda. But the doctrine of faith puts all our boasting in Christ Jesus our Lord. Dar doctrina credinței pune toată lauda noastră în Iisus Hristos, Domnul nostru. And in God's great love. Și în dragostea cea mare a lui Dumnezeu. A Christian doesn't say, look what a good person I am. Un creștin nu spune, uite ce persoană bună sunt eu. I've done good things. Am făcut lucruri bune. Surely I'll go to heaven. În mod sigur o să merg în cer. Such speech is not allowed. O astfel de vorbire nu este permisă. I don't think you should accept it either.
Și nu cred că ar trebui să o acceptați. So many times you'll be sharing the gospel and people are like, you're a good person, you'll go to heaven. De multe ori o să ajungeți să împărtășiți Evanghelia și să vă spună, ești o persoană bună, o să ajungi în cer. I've been a very bad person who deserves hell, but Jesus died for my sins. Am fost o persoană foarte rea care merită iadul, dar Iisus Hristos a murit în locul meu. He paid for my sins and reconciled me to God. El a plătit pentru păcatele mele și m-a împăcat cu Dumnezeu. He gave me repentance and faith in his son. Mi-a dat pocăință și credință în fiul său. A Christian boasts in God and his kindness and love. Un creștin se laudă cu Dumnezeu și cu bunătatea și dragostea lui. We are not allowed to boast because of the law of faith. Nu ne este permis să ne laudăm pentru că trăim sub legea aceasta a credinței. Chinica, I didn't understand what you're saying. I should stop now. If you go and build this, it's going to take a long time. Okay. All right, let's finish with this verse, okay? Verse 28 is a lot, that's why. No, I have a small. Oh, okay. Yeah, I do. Okay. Go ahead. Finish it. I would preach a lot on 28, but go ahead. Maybe 10 minutes if we go fast. Yeah, go ahead. Okay. All right. So basically that, you know how it says the law of faith? Deci vedem in verse 27. Versetul 27 spune legea credinței. According to Gill, the Hebrew parallel of that word law, conform unui comentator, paralela aceasta în ebraică a legii, it means the doctrine of faith, înseamnă, the doctrine or instruction, înseamnă doctrina sau învățătura despre credință. And so this law of faith is the doctrine of a sinner's justification by faith in the righteousness of Christ. Deci legea aceasta a credinței este doctrina despre justificarea unui păcătos prin credința în neprihănirea lui Hristos. According to this doctrine of faith, potrivit acestei doctrine a credinței, the most unlikely persons are justified. Cele mai persoanele la care te aștepți mai puțin sunt justificate. Even ungodly persons and the worst and vilest of sinners. Persoane neevlavioase și cei mai răi și cei mai păcătoși oameni. And that without any consideration of works. Și asta fără să se aibă în vedere în vreun fel faptele. And that justification is by faith which is freely given to them. Și justificarea aceasta este prin credință care le este dată într-un mod liber. And by faith in Christ's righteousness only. Și prin credința în neprihănirea lui Hristos și doar în ea. So there's not the least room for you to boast in yourself. Deci nu există niciun fel de spațiu ca să ne putem noi lăuda într-un fel. But all our boasting is in Christ. Dar toată lauda noastră este în Iisus Hristos. Who is made unto us righteousness. Care este făcut pentru noi neprihănire. And by him we're justified. Și prin el suntem justificați. There's a lot better people than me who are going to be in hell. Sunt oameni cu mult mai buni decât mine care vor fi în iad. All our boasting is in Jesus. Toată lauda noastră este în Iisus Hristos. Because our salvation is a gracious gift from God, there's no boasting in ourselves. Pentru că salvarea noastră este, mântuirea noastră este un dar plin de har al lui Dumnezeu, nu este niciun loc pentru a ne lăuda. We don't deserve it. Nu o merităm. Such talk is horrible.
un astfel de tip de vorbire este o vorbire groaznică. And is not allowed from a Christian. Și nu este permisă pentru un creștin. Okay. Verse 28. Versetul 28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii. Christians believe they are justified by faith without the works of the law. Creștinii cred că ei sunt justificați prin credință fără faptele legii. This is the conclusion of the last three chapters. Și aceasta este concluzia acestor trei capitole. So take that one thought in your mind. We're justified by faith without the works of the law. Deci să țineți minte ideea aceasta în mintea dumneavoastră, suntem justificați prin credință fără faptele legii. All the three chapters were supporting this conclusion. Toate aceste trei capitole suportă această concluzie. Okay, just a moment. Oh, yeah. Okay, I don't have much at all. All right. Christians believe that they are justified by... We did that, okay. Okay, here's what Clark had to say. Un alt comentator, Clark, spune... Paraphrased. Parafrazând. So, we're concluding this. Deci, concluzionăm în felul următor. All have sinned. All are guilty. All are helpless. Toți au păcătuit, toți sunt vinovați, toți sunt fără ajutor. No one can deliver his own soul. Nimeni nu își poate salva sufletul. God, in his endless mercy, has opened a way for us to get into the holiest by the blood of Jesus. Dumnezeu, prin harul lui și prin mila lui nemărginită, ne-a deschis un drum către Sfânta Sfintelor prin sângele lui Isus. And we saw that in Hebrews 9. Și am văzut lucrul acesta în Evrei, capitolul 9. Therefore, Christians, ca urmare, noi creștinii, conclude. Concluzionăm. We've proven by a fair, logical, rational conclusion. Ajungem la concluzia aceasta într-un mod rațional. That these three chapters have been building up to. Pe baza acestor trei capitole. That a man. Că un om. That's any man, any person. Orice om, orice persoană. Is justified. Este justificat. He has his sins blotted out. Adică are păcatele șterse. And is received into God's favor by faith in Christ's blood. Și este primit în favoarea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, în sângele lui Isus Hristos. Without the deeds of the law. Fără faptele legii. Which never could earn Jew or Gentile any grounds for justification. Care nu ar putea, faptele legii nu ar putea câștiga pentru nimeni, fie iudeu, fie dintre neamuri, any basis o bază pentru justificare. Because both have sinned against the law which God has given them. Pentru că ambii au păcătuit împotriva legii pe care Dumnezeu le-a dat. And consequently forfeited all right to blessings. Și în felul ăsta și-au oprit orice drept de a moșteni binecuvântarea. That perfect obedience would earn them. Binecuvântarea pe care o ascultare perfectă le-ar câștiga. Okay. Romans 3:29. Romani 3 cu 29. Okay. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. And verse 30. Și versetul 30, deoarece Dumnezeu este unul singur și va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. So, here's the question. Is salvation just for the Jews? Aceasta este întrebarea. Este mântuirea doar pentru evrei? No. Nu. There is only one God and he is the God of the Jews and the Gentiles. Este un singur Dumnezeu și el este Dumnezeul iudeilor și al neamurilor. He's the God of everyone. El este Dumnezeul tuturor. And for anyone to be saved, they must be saved and justified by faith. Și singurul mod în care cineva poate fi mântuit este prin credință. Or through faith. You have the same exact word, prin credință, which means basically the same thing. Care înseamnă același lucru. So, in Greek, de credință și prin credință. Something like that. So in the Greek there are two different words. În greacă sunt două cuvinte diferite. And they both seem to mean prin. Și amândouă par să însemne prin. Okay. It's okay.
But because they're slightly different, you could come up with the idea that there's a different way for the Jews to be saved and a different way for the Christians, for the Gentiles to be saved. Pentru că există o mică diferență, ai putea crede că există căi diferite pentru evrei și pentru neamuri să fie mântuiți. You could make a beautiful sermon on what those two different words mean. Și ai putea face o predică frumoasă despre ce înseamnă aceste două modalități diferite. But it's not separate ways to be justified for the Jews and Gentiles. Dar nu există moduri diferite pentru a fi socotiți neprihăniți pentru evrei și pentru neamuri. In Philippians 3:9 we see that by and through used again. Și în Filipeni 3:9 vedem aceste cuvinte de și prin folosiți din nou. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea ce care se capătă prin credința în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Mm-hmm. So let's see, do you have... Saint, yeah, prin. No troubles for you, Romanian's awesome. În engleză sunt, când spune prima dată prin credință, e prin și a doua oară de credință. It's very nice in Romanian because you use prin for both. This seems to stop the confusion of Jews and Gentiles having different paths to justification. Și lucrul acesta elimină confuzia că evreii și neamurile ar avea căi diferite către a fi socotiți neprihăniți. And rather gives clearly the biblical idea that both Jews and Gentiles must be justified by faith. Și dă mai degrabă ideea biblică despre faptul că atât iudeii cât și neamurile au nevoie sunt socotiți neprihăniți prin credință. There are different words in the Greek. Sunt cuvinte diferite în limba greacă. The difference might not exist well in English or Romanian from what I saw. Și diferența poate că nu e foarte evidentă în română sau în engleză. But God's grace, by God's grace we'll stop here. By God's grace we're going to stop here. Prin harul lui Dumnezeu ne oprim aici. The next verse gets into our relationship to the law as Christians. Și versetul următor ne arată relația pe care o avem noi ca și creștini cu legea. It's very interesting stuff and I hope we get to talk about it again. Și sunt lucruri foarte interesante și sper că vom ajunge să discutăm despre ele. There you go. Okay. Trust Jesus. Aveți credință în Isus. Be justified. Fiți justificați. Repent and believe the gospel. Pocăiți-vă și credeți Evanghelia. God sent Jesus who died for our sins to make us justly righteous in the eyes of God. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus ca să moară pentru păcatele noastre, ca să ne facă neprihăniți într-un mod drept înaintea lui Dumnezeu. Turn from your sins. Întoarceți-vă de la păcatele voastre. Turn from trusting in your religion and yourself. Întoarceți-vă de la a vă încrede în religia voastră, în voi înșivă. Turn from trusting in your own goodness. În neprihănirea voastră personală. And trust this good news. Și aveți încredere în această, aveți credință în această veste bună. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, căci a dat pe singurul lui fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin.